Interlopul Bebino a fost săltat de către polițiști și dus la audieri într-un dosar ce vizează infracțiune, proxenetism și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. De altfel, liderul clanului sportivilor este acuzat, printre altele, că și-a șantajat mai mulți rivali pentru a obține astfel supremația în cartier. Colega mea, Cristina Mihăilescu, se află la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 și vine cu toate informațiile din acest dosar de acolo. Bună dimineața, Cristina, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Iată că interlocul Bebino a fost săltat de către polițiști, reținut și în următoarele momente urmează să ajungă aici la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 4 pentru a da explicații în acest dosar în care sunt acuzații extrem de grave de șantaj, proxenetism și nerespectarea regimului armelor și muniților. În dosar au fost puse în aplicare în total 8 mandate de aducere și 4 persoane au fost reținute, printre care iată și liderul clanului sportivilor. Cercetările din dosar au fost începute la finalul anului trecut, atunci când Bebino ar fi șantajat și amenințat mai mulți rivali pentru a obține astfel supremația în cartier. Și în urma cercetărilor au descoperit procurorii și mai multe activități de proxenetism. Se pare că mai multe femei ar fi fost obligate să se prostitueze în schimbul unor sume de până la 400 de lei. Cel puțin așa au declarat martorii din dosar, clienții care ar fi beneficiat, iată, de servicii sexuale. Spune însă avocatul lui Bebino că în acest dosar interlocul este acuzat doar de nerespectarea regimului armelor și muniților și este o poveste extrem de complicată la mijloc. Bebino i-ar fi dat unui individ o armă letală de foc și muniția aferentă acestuia. La rândul lui, bărbatul i-a dat unei cunoștințe arma care a fost găsită de către anchetator după aproximativ o lună de zile într-un autoturism. Mai mult decât atât, să nu uităm faptul că în anul 2020 Bebino a fost la un pas de moarte, a fost înjunghiat cu o sabie și a ajuns în stare gravă la spital. În acest dosar el este cercetat sub control judiciar pentru că ar fi încercat să influențeze declarațiile unui martor. Așadar, având în vedere că se află deja sub control judiciar, s-ar putea ca în acest nou dosar Bebino să obțină o măsură restrictivă mult mai dură, ori să fie plasat sub arest la domiciliu, ori sub arest preventiv.